ziua, vă salută Tatiana. Vom continua proiectul început, vom continua găinușa cu suport și acum vom lucra cu culoarea roșie. Ne vom atașa aici la marginea pe care am lucrat-o deja și în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face un picioruș scurt. Deci, în felul acesta, vom continua lucrarea noastră cu piciorușe scurte. Bineînțeles, vom face picioruș scurt și în corespondența ochiului de lanț care separă piciorușele duble. Așa. Deci vom face picioruș scurt și în corespondența ochiurilor de lanț care separă aceste piciorușe duble. Și în felul acesta vom merge de jur împrejur pentru a finaliza prosopelul de desubtul găinușei. După care vom continua cu părțile următoare. Noi vom continua singure și ne vom întâlni în momentul în care vom termina și acest rând. Ajunse la capătul rândului cu culoarea roșie, vom închide acest rând cu fir alunecat, vom scurta firul și apoi îl vom ascunde. Vom ascunde toate capetele de fire care le avem. Vom ascunde în modul în care să nu se vadă unde am închis. Știți că și altă dată am făcut în acest mod, vedeți că nu se cunoaște unde am închis rândul. Iar, așa cum vă spuneam, celelalte capete de fire le vom tăia. Vom continua lucrând partea de deasupra. În primul și în primul rând am pus lucrarea în două și cu o clămiță despărțitoare voi fixa mijlocul acesteia. În felul acesta, începând din acest picioruș, voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe. În cel de-al optulea eu voi pune clămița despărțitoare. La fel voi face și partea cealaltă, însă voi ține cont de acest prim picioruș. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ce am fixat clămițele, voi lua din nou firul alb și mă voi atașa lucrării. Voi face un mic de început, mă voi atașa lucrării exact în partea aceasta, unde am avut clămița despărțitoare, să nu rămână firul în urmă, și acum eu voi lucra două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în următoarele piciorușe duble, lucrând piciorușe duble. Îmi rămâne firul în urmă. În același timp, prind pe spate și capătul de fir. Deci avem 3, 5, 6, 7. Acum va fi cel de-al optulea. Vom da deoparte și acea clămiță, că nu mai
este necesară. Deci avem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, iar acum vom face ultimul picioruș, piciorușul cu numărul 16. Vom pune lucrarea în felul acesta. Vom închide rândul cu fir alunecat, corespondența primului picioruș. Vom lucra în sus două ochiuri de lanț și vom continua să lucrăm. Vă spun imediat, am lucrat 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. 5 rânduri de piciorușe duble, deci în corespondența fiecărui picioruș din rândul de bază, noi vom lucra câte un picioruș dublu și ne vom întâlni după ce lucrăm toate aceste 5 rânduri. Am un total de 5 rânduri pentru gât. Deci luăm în considerare și primul rând. Dacă doriți, puteți să faceți un rând în plus, dacă doriți să fie mai înaltă. Însă eu consider că acestea sunt suficiente, 2, 4, 5 rânduri. Din acest moment, noi vom face un rând de piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș dublu, pentru că va trebui să formăm partea de deasupra a capului și aceasta ne va ajuta. Deci vom face un rând de piciorușe scurte, după care vom face scăderi. Ajungem și vom începe scăderile. Uitați-vă că am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Din acest moment vom face scăderi consecutive. Vom intra prin partea din fața a două piciorușe și vom face o scădere. În felul acesta noi continuăm până la sfârșitul rândului. Să nu uitați să puneți firul despărțitor. Eu lucrez fără, nu am nevoie. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului cu scăderile, vom tăia firul, vom scurta firul și acum vom începe să coasem. Vom pune acul pentru cusut lână și ne vom ocupa să închidem această parte a căpușorului. În felul acesta voi prinde acest fir în acest mod, iar acum voi trece prin partea din fața fiecărui picioruș și voi închide. Modul în care să îi dăm un aspect cât mai plăcut. Acesta. Când am ajuns la capăt, vom strânge bine și firul îl vom ascunde de desubt. Vom merge în modul în care să nu se vadă. Vom ascunde firul aici undeva, să-i dăm stabilitate. După care vom trece la partea cea mai importantă, să umplem lucrarea cu melană. Capătul de fir eu îl lăs înăuntru pentru că nu mă deranjează cu nimic. Mai întâi voi umple căpușorul, după care voi trece la partea
de jos. După cum vedeți, trebuie să umplem bine, să stea fix, să nu se lase. În acest moment voi strânge cercul magic de aici, dedesubt, pentru că vă aduceți aminte, nu l-am strâns la început. Voi strânge în acest mod. Și voi continua să umplu găinușa cu melană în modul în care să-i dăm stabilitate. Felul acesta se va prezenta, după care vom atașa din nou, să aranjați bine aici la bază melana, pentru că altfel apoi va fi prea târziu să reușim să o aranjăm. Cu firul alb voi intra aici undeva partea de jos a gâtului, însă voi face modul în care să prind capătul de fir și să-l ascund în modul în care să nu se vadă. Și de acum încet, încet, vedeți, am băgat capătul de fir înăuntru, vom face în corespondența fiecărui picioruș, vom face câte un picioruș scurt. Astfel vom merge până la sfârșitul lucrării și vom închide și partea de deasupra. Deci luăm picioruș cu picioruș și facem piciorușe scurte. Acum încă avem timp să mai umplem cu melană dacă este nevoie, iar noi vom continua cu piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența codiței. Acum am lăsat aici câteva ochiuri, după cum vedeți, sunt 2, 4, 6, 7. Voi pune în felul acesta lucrarea și voi închide cu piciorușe scurte și această parte, deoarece aici vom aplica codița. Facem un picioruș scurt și aici. Voi întoarce lucrarea așa și voi trece practic partea aceasta fără niciun fel de probleme și voi închide din nou cu piciorușe scurte. Ați văzut? Dacă doriți, puteți să închideți și cu acul, rezultatul va fi același. Deci aici eu voi scurta firul și voi ascunde acest capăt de fir undeva dedesubt, în modul în care să nu se vadă și să dea frumos la... Dați, în momentul în care îl voi ascunde, aici va veni în această formă, la rotund. Am ascuns acel capăt de fir, l-am tras în jos și uitați-vă cum a ieșit la rotund codița. Acum vom da un pic deoparte și vom trece la executarea aripilor și a codiței. Toate trei sunt în același mod, deci vom face trei bucăți identice și vom pleca în cercul magic cu trei ochiuri de lanț și vom continua lucrând un număr total de 7 piciorușe duble. Același număr de 7 care l-am avut la danteluța de pe marginea suportului. Deci avem 3, 4, 5, 6,
Cel de-al șaptelea, picioruș dublu. Așa, când te grăbești uneori, voi închide cercul magic în felul acesta, iar acum mă voi ridica în sus cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș eu voi face două piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Deci câte două piciorușe duble separate de un ochi de lanț și vom avea șapte astfel de grupuri. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Odată lucrate cele șapte grupuri, vom face din nou două ochiuri de lanț, după care continuăm. În corespondența aceluiași picioruș vom face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci din nou, în corespondența fiecărui picioruș vor veni două piciorușe duble, o mulțire, un ochi de lanț. Voi trece în următorul picioruș, voi face din nou o mulțire, un ochi de lanț și mă deplasez în felul acesta în corespondența fiecărui picioruș formând aceste grupuri, două piciorușe duble, un ochi de lanț, două piciorușe duble până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. De lanț. Am ajuns la capătul rândului, am obținut 14 grupuri de câte două piciorușe duble, iar între fiecare grup am făcut câte un ochi de lanț. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș, inclusiv a ochiului de lanț, voi face câte un picioruș scurt. În felul acesta ajungem la capătul rândului. După care vom continua. Lucrez în modul acesta aripile și codița pentru a-i da acea amploare, acea deschidere care mie mi-a părut foarte plăcută și interesantă în același mod. Deci, în acest moment continuăm cu piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușe scurte, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea, voi intra în primul picioruș scurt, fac un picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea picioruș scurt, voi intra în cel de-al treilea, un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, voi face un picot cu aceste trei ochiuri de lanț, după care voi continua două piciorușe scurte, iar în corespondența celui de-al treilea picioruș scurt vom face un picot. Repetăm astfel până la sfârșitul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom încheia rândul cu un picot în ultimul picioruș dublu. Doar să-l nimeresc. Acesta de margine întotdeauna este un pic mai dificil de prins. Deci vom forma ultimul picot și vom tăia firul un pic mai lung, pentru că vom avea nevoie să coasem. Așa cum v-am spus, va trebui să facem trei astfel de bucăți. Două vor fi aripile și una va fi codița. Deci închidem. Din acest moment voi lua firul roșu, voi face un mic nod, și voi intra în primul picioruș scurt. Capătul de fir o să-l ducem cu noi și o să-l ascundem în timp ce lucrăm. Și voi face aici un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt, un picioruș scurt. Voi continua cu trei ochiuri de lanț cu care voi forma un picot.
am închis picotul, iar acum voi trage un pic firul și mă voi deplasa în următorul spațiu dintre aceste două și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt din acest spațiu, unde voi forma un picot. După care, din nou, voi trage un pic firul și mă voi deplasa din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt din spațiul următor. Trag firul, închid în felul acesta, trei ochiuri de lanț, insist un pic pentru că vreau să vă arăt cum iese pe spate. Foarte greu, lucrez strâns. Să nu râdeți, dar se întâmplă. Așa, 1, 2, 3. Voi forma un nou picot cu acesta. Trag un pic firul și mă deplasez din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt din spațiul următor și voi închide astfel. Uitați-vă aici pe spate ce frumos se prezintă. Vă pot arăta, de fapt, la unul deja terminat. Deci, în felul acesta, noi vom lucra până la sfârșitul rândului și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimul picot și voi închide rândul într-un picioruș scurt, în ultimul, cu fir alunecat. Voi scurta capătul de fir, pe care apoi îl voi ascunde. Și așa cum vă spuneam, în acest mod va trebui să lucrăm 3 bucăți, pentru că 2 vor fi aripile, iar una dintre ele va fi codița. Din cauza faptului că internetul aici unde sunt eu acum este foarte slab, eu voi închide acest tutorial. Motivul, așa cum vă spuneam, este internetul și durează foarte, foarte mult să încarc un tutorial, de aceea sunt nevoită să fac tutoriale mai scurte și să divid anumite lucrări în mai multe părți. De aceea eu voi încheia aici, ați văzut că am ascuns și firul de la cercul magic, eu voi încheia aici și mă voi întoarce cu partea a treia, unde vom face ultimele porțiuni ale găinușii noastre. După cum vedeți, eu am lucrat toate 3 părțile. Ca de obicei, vă salut în același mod, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc. Dacă vă place ceea ce lucrez, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți eventual, aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!